Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După multe negocieri și unele amenințări sindicale că nu se poate altfel, Senatul a adoptat ca for decizional câteva amendamente la legea care stabilește ce fel de pensii vor lua grefierii și alți funcționari, alte categorii de personal de specialitate din instanțe. Sunt diverse modificări, dar cele mai importante stabilesc că grefierii cu o vechime de cel puțin 25 de ani de muncă vor beneficia de pensie în cuantum de 80%, din media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor primite în ultimii 2 ani de activitate. Deci, practic, banii pe ultimii 2 ani, 80% din banii pe ultimii 2 ani, pentru restul muritorilor, vorbim de veniturile din întreaga activitate. Că aici sunt diverse categorii în țara asta și dacă întreb Ministerul Justiției și grefierii, îți vor spune că nu e vorba de pensii speciale, nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Sunt pensii ocupaționale, nu sunt speciale. Sigur, nici nu ne îndoim, nu contestăm deloc asta. Interesant cum o mulțime dintre cei care iau pensii în condiții speciale insistă că acestea sunt altceva decât înțelege toată lumea și decât este evident. Adică, dacă pentru toată lumea există un mod de calcul și pentru unii modul de calcul este diferit, atunci și acelea sunt pensii diferite. Dacă acest mod de calcul este special, ceea ce înseamnă diferit, înseamnă că și pensiile sunt speciale, oricum le-am spune altfel. Putem să le zicem cum vrem, dar sunt pensii speciale. Pensii diferite. Da, exact. Sună mai bine, nu? Altfel, numărul acestor, cum să spun, norocoși ai soartei, tot crește. Sunt presiuni foarte mari, din ce în ce mai mulți oameni, în mod firesc, că eu n-am cum să-i condamn, vor să intre în categoria asta. De ce acceptăm toată chestia asta? Păi nu acceptăm, dar ce interesează pe cineva? Adică am înțeles la început, ok, cei care au condiții speciale, nu știu, servicii secrete, armată și o mulțime de alte cadre de genul ăsta, înțeleg, pentru că și asumă niște riscuri și e stresant și e bine să iasă la pensie mai devreme și să câștige niște bani. Dar restul? Eu nu vă ascund că și tu ți-ai dori. Mult. Da. Și toată lumea și-a dorit. Și la ora 5 dimineața, deci sunt surmenat. Și să știți că am mari probleme, nu pot să mai rezist seara la meciuri de Liga Campionilor. Da. Și vreau și eu o perioadă în care să stau și să pot să mă trezesc la 10, să am o pensie să ne specială pe care să mă întrețin și să mă uit la meciuri. Da, exact. Să ne pensionăm la 45 de anișori. Da, cât poți să te mai bucuri de pensie. Da, exact. Că dacă te pensionezi la 75... Pensia de 80% din venitul pe ultimii 2 ani. Aș vrea și eu. Asta zic. Da. Eu aș fi de acord să mă pensionez la 55 de ani. Atunci este să susținem pensiile speciale, doar că să le... Asta e cumva, știi cum e și cu sporurile. Generalizăm. Da. Cum e și cu sporurile. Există locuri de muncă cu adevărat toxice. Sau în care chiar ți este afectată sănătatea. Mai vorbit despre asta. Minele de uraniu, minele de cărbune. Oamenii aia muncesc foarte greu. Sănătatea lor este afectată de asta. În furnale, în industria siderurgică, în industria chimică, în anumite locuri. În frig, dacă lucrezi toată viața. E greu. Pentru acești oameni există compensații, care sunt, nimeni nu contestă asta. Dar acum... Dar restul? Am ajuns la condiții vătămătoare de muncă pentru judecătorii de la Curtea Constituțională, care stau în birou, cu fundul pe scaune capitonate, în centrul capitalei, aer condiționat, temperatură controlată și sunt condiții vătămătoare și primesc bonusuri la niște salarii care oricum sunt uriașe. Iar condiții vătămătoare de lucru sunt acum peste tot. Deci este o rușine ce se întâmplă. Bun. Am văzut recent un avertisment venit din partea unui fost director al Băncii Naționale, Eugen Rădulescu, fost șef al Direcției de Stabilitate Financiară în ultimii ani. Dânsul a declarat într-un interviu la Digi24, îl citez, spune așa, avem această problemă colosală, spune dânsul, a pensiilor speciale, este o problemă înspăimântătoare, și da, cuvântul este foarte potrivit. Dânsul zice, nu mai există pe fața pământului în nicio țară civilizată oameni să iasă la pensie cu mai mult decât salariul la 45 de ani. Nu se poate așa ceva? La noi se poate. Și, zice dânsul, am înțeles că s-a rezolvat problema peste 40 de ani. Avem în sfârșit un program de țară, rezolvăm pensiile speciale peste 40 de ani. Dânsul se referă la ultimele legi adoptate, care cresc vârsta de pensionare și mai restrâng condițiile de pensionare specială, dar peste 40 de ani. Noi o să fim morți peste 40 de ani și atunci când pensionarii speciali din România, potrivit acestei legi impertinente și nesimțite, se vor pensiona și dânsii la 65 de ani, peste 40 de ani, restul cetățenilor cu siguranță vor avea vârstă de pensionare peste 80 de ani. Corect. 80-90 de ani, știi? Da. Bun.
Acum, zice domnul Rădulescu, fostul director de la BNR, avem 200.000 de oameni care ies la pensie între 45 și 50 de ani. 200.000. În 10 ani vom avea 300.000. Cât o să putem supraviețui cu așa ceva? Nu se poate. Ceea ce e clar. De multă vreme am intrat într-o fundătură îngrozitoare cu povestea asta. Și problema, adică eu înțeleg întrebarea dânsului cât o să putem supraviețui cu așa ceva, nu neapărat din punct de vedere economic, financiar. Deși și aici este o problemă majoră, dar este vorba de, din punctul meu de vedere, de modul în care societatea simte o nedreptate profundă îndreptată împotriva oamenilor obișnuiți. Și aici e problema de supraviețuire. Deci politicienii lărgesc mereu numărul celor care beneficiază de pensii speciale, obținând, în schimb, loialitatea acestor categorii. Ei au creat astfel două clase. Două clase de români. Sunt românii obișnuiți, fraieri, care muncesc o viață pentru o pensie amărâtă, și specialii, care primesc dreptul de a se pensiona în floarea vârstei, la 40-45 de ani, cu pensii semnificativ mai mari decât ceilalți români de categorie inferioară. Și când cineva încearcă să corecteze cumva aceste aberații, se lovește de împotrivirea Curții Constituționale, care este, a devenit o instituție cu o putere uriașă și care este populată de beneficiari ai aceluiași sistem al pensiilor speciale. Primii beneficiari sunt ei. CCR blochează orice încercare de reformă în această privință, situația se agravează de la un an la altul. Și nu doar că sistemul pensiilor speciale pune o presiune din ce în ce mai mare pe buget, dar și creează, cum spuneam, frustrări și nemulțumiri la nivel național. Și creează, adică determină, provoacă scăderea puternică a încrederii societății în sistemul democratic, în echitatea acestei societăți în care trăim. Nu e deloc în regulă ce se întâmplă și în timp acumularea acestor tensiuni va duce până la urmă la o explozie. Și explozia nu va fi, adică nu vă imaginați că va fi o explozie ca în 89, că nu mai sunt vremurile de atunci. Acum sunt două supape, de fapt, pentru eliberarea unei astfel de presiuni. Una dintre ele este, oamenii pleacă. Simt că sunt nedreptățiți, simt că sunt valoroși, simt că merită mai mult, dar nu li se permite, din cauza sistemului inegal și inechitabil creat, nu pot să obțină potrivit valorilor și atunci pleacă. Pleacă din țară și pleacă cei valoroși, pleacă cei buni, care știu că pot obține mai mult, pot câștiga mai mult, pot fi respectați. Dacă întrebi acum medicii care pleacă de ce pleacă, vei descoperi că mulți dintre ei pleacă pentru că simt că nu se pot realiza profesional în România, nu neapărat din cauza banilor. Că banii deja sunt aproape ca afară. Cealaltă supapă pentru eliberarea presiunii este votul pe extreme. Ceea ce va provoca una peste alta pierderi și mai mari. Adică oamenii exasperați vor ajunge să voteze partide care propun soluții radicale, partide de extremă. Și așa. Da. Poate, sau altele, dar se va întâmpla până la urmă. Pentru că știți ce se întâmplă? Adică nimic nu se pierde, totul se transformă, așa se spune, și e valabil și pentru mânia populară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.